Astăzi o să dormim în cel mai mic hotel din lume, pentru că suntem la Viena și o să dormim într-un hotel de la de tip capsulă. O să fie super, super interesant, așa că rămâneți neapărat pe videoclip. Hello, 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 hello. Not TV, not TV, Romanian TV. Romanian TV. Așa, lave le vitre gratis. Ok, deci după cum ați văzut, suntem în Schönbrunn pe undeva, n-ați văzut, vă zic eu. Mergem în momentul de față spre metro și o să mergem spre locația unde ne facem check-in-ul. Văd că lumea interacționează destul de bine cu filmatul meu. Mergem, ne facem check-in-ul și vedem ce e de hotelul ăla, chiar sunt curios. Ce mi se pare efectul super interesant e că aici metroul e foarte ciudat, adică gen nu e doar underground cum e în București, e în toate felurile, e și pe sus și pe jos și pe toate părțile. Să uită toată lumea la mine, ăștia nu sunt obișnuiți cu filmatul, gen în România lumea e mult mai open mind, mi se pare, la filmat decât aici. Sunt în metrou, treaba e că mai am încă 4 stații și o să trebuiască să cobor jos, după care trebuie să iau un tramvai sau un autobuz, nu mai știu exact, peste tot pe unde merg și pe unde m-am plimbat zilele astea prin Viena. Am mers cu aplicația asta, o aplicație, se numește Moovit și e efectiv pâine cerească, frate, efectiv pâine cerească, adică îți dă mură în gură unde trebuie să te urci, unde trebuie să mergi, unde te urci în tramvai, la ce stație te dai jos toate chestiile astea. Am mers doar cu transportul în comun în Viena, gen, pentru că ăștia au transportul comun foarte, foarte dezvoltat. Am dat 17 euro pe 3 zile, gen, și am mers tot orașul, efectiv doar cu transportul în comun, fără Uber, fără nimic. Dacă vedeți, ăștia niciunul stă pe stânga, că pe stânga trece doar lumea care se grăbește, ăsta e hazul lor, gen, adică toată lumea stă pe dreapta, ca pe stânga să treci doar dacă te grăbești. Uite, suntem fix lângă poliție. Băi, aproximativ am ajuns. Vreau să mă duc să mănânc ceva, că nu mai pot de foame. Și mergem, tata, să vedem cazarea în cavajgura voastră. După cum puteți vedea, aici este, am ajuns. Ăsta este Space, se numește. Treaba e în felul următor. Nu știu exact cum se intră. Hai să vedem cum se intră. Uite, Space Location. Aici trebuie să bag eu codul secret. Și sunt curios ce se întâmplă. Stați așa. Că mi-a scris mie, mi-a scris un mesaj codul secret, dar nu mai țin minte. Și am capsula numărul 5. Dar hai să vedem prima dată ce e de făcut aici. Bun, am intrat până la urmă, n-am reușit să intrăm noi, a venit cineva din care era cazat aici, am avut noroc să intrăm toată cu ei și ne-au ajutat ei să intrăm. Treaba e în felul următor, aici am intrat, acum m-am amintit și mi-am dat seama, gen m-am uitat după dacă am mai făcut asta ceva în România, am făcut și zbârci, că tot fix aici a fost cazat, dar în fine. Treaba e în felul următor, aici ne lăsăm Adidas și cred, dar poți să intri, că am văzut că au intrat și încălțat, aici ar trebui să-ți lași Adidas și aici vii și stai dacă vrei laptop, îți faci o cafea, îți faci o alea. Bun, hai să vedem ce reguli sunt. Deci poți să închizi doar dinăuntru, nu poți să închizi din afară. Pentru că așa sunt. Ok, ci că ai un safe în capsulă. Hai să vedem. Eu am 0.5. Asta e 0.5. Ok, aici avem noi. Hai să ne lăsăm astea și hai să intrăm să vedem ce e acolo. Păi, în felul următor, nu știu exact cum se umblă la astea, dar cam așa arată. Mi-am aruncat eu geaca aici. Ok, ideea e că pot să blochez doar din afară și nu pot și dinăuntru. SOS button. Am încărcătoare. Am sailing light. Ok, de aici dau. De aici dau lumină. De aici nu merge lumina. Sailing light. Insert card here. Nevoie de un card. Ah, ăsta e cardul. Ok, gata, am înțeles. Insert card here. Sailing light. Așa. Păi și nu prea îmi dă. Sailing light nu prea există. Eu apăs, dar face așa. Ești nebun? De ce? M-am prins acolo. Alea sunt când se lumina, că de când te trezești, gen. Cam așa stăm. Așa stăm noi. Efectiv, asta ar fi de stat, gen. Ai loc destul, mi se pare destul de, gen, nu știu, e interesant, ești ca într-o navă spațială, efectiv. Ai aici headphone jack ca să-ți bați căștile, ai USB, deci asta e lumina, doar lumina asta o am. Aici să-mi pun, uitați-vă, mare atenție, luăm gecuța, o punem în cuier, tata, frumos, avem cuier acolo, cuierul cuier până la urmă. Și efectiv, aici dormim noi cum ar veni, aici stăm, asta este capsula, uite, avem așa aici o oglindă ca să ne vedem. Destul de tare, am și de asta, se face o căldură foarte mare după vreme aici. Asta nu era sailing light, asta e sleep mode. Am aprins lumina, avem lumină, avem tot. A, de ok, bine, băi, e tare, gen. E tare, ideea e că nu știu cât de antifonate sunt, adică cred că te auzi de afară. Nu știu ce e asta, am apăsat pe ea. O sting. Dar treaba e în felul următor. Hai să o deschidem. Ah, ok, se deschide ușa destul de lejer, adică n-am treabă de genul ăsta. Hai să mai vedem noi ce mai e pe afară, sincer, că sunt foarte curios ce mai e pe afară. Nu prea vreau să facă lejer pentru că deranjez lumea pe aici, dar am venit destul de pe zi ca să nu fie probleme, să facem tur. Văd că, uitați-vă, unii oameni și-au lăsat efectiv astea aici desfăcute, n-are nimeni treabă, că sunt camere probabil sau pur și simplu o încredere. Intrăm aici, avem la 2 toalete și 3 șauri. Aici ai dulapurile, dacă vrei să-ți bași ceva. Sus ai dăstașa și jos avem frumos asta.
dată, numeraș și un numeraș, ca la amărât și un numeraș. Jos avem toaletele și shower-ul, mi-e așa să mă duc cu camera pentru că au coborât doi oameni jos acolo. Deci am revenit de jos. Trebuie în felul următor, aici sunt dușurile, aici sunt dușurile la bărbați, bere. Uite-te așa, ai duș, efectiv, ai duș. Așa arată dușul, ăsta e dușul, efectiv. Bam, frumos, aici o oglindă. Curată tot ce trebuie. Veon, frumos, veon, bă, chiar tare condiții. Ideea e că, cred că dacă ți le iei din timp, ai mai mult, ai mai ieftin. Eu am dat 250 de lei pe noapte aici, e o experiență, gen, dar nu e extravagant de ieftin, gen. Bine, pentru ce condiții se oferă, dar nu e foarte, nu știu, știți-mi voi în comentarii, nu știu, mă place foarte mult la cazuri, știți-mi voi în comentarii dacă e foarte scurs sau un preț ieftin. Și după cum puteți vedea, aici sunt alte camere, efectiv, aici sunt alte camere. Nu vorbim foarte tare pentru că mai e lume pe aici. Uite, aici e o cameră. Eram curios cum arată o cameră dublă, adică pentru două persoane. Să mai vedem cum arată un duș. Ăsta e un duș mai mare. Ăsta, da, ăsta chiar e duș tare. După cum puteți vedea, au și We're all made of stardust. Gen chestii de-astea cu tematică de space, de spațiu. Aici sunt din nou niște vestiare. Hai să urcăm sus și să mai vedem ce e în camera de hotel, pentru că am mai văzut niște chestii, gen tari. Fiind în cameră, eu am crezut că asta e oglindă. Dar asta nu e oglindă, fraților. Asta e televizor. Și acum hai să mutăm ăsta aici, că acum ne seama că tu aici trebuie să dormi. Și hai să vedem dacă ne putem uita la televizor. Hai să văd căștile astea, cum le folosesc. Sunt căști gen Sony, nu sunt fraiere. Le-am luat și trebuie să le bag. Așa că am băgat în căști. Mamă, zici că sunt, zici că eu sunt DJ. Și hai să vedem, pornim televizor. Netflix, am Netflix, nu pot să cred. Efectiv, am Netflix. Frate, nu pot să cred. Vere, am Netflix. Din păcate și-a uitat cineva contul aici. Frate, am efectiv Netflix. Vreau doar să intru pe ceva, nu știu, intru pe Sonic, gen. Se aude tot în căști, se aude totul în căști, efectiv. Efectiv, se aude totul în căști, eu acolo pot să mă uit la film. Mă, cât de băi, la 250 de lei îmi scot cuvintele, la 250 de lei e super ok. Vere, am YouTube, efectiv, am YouTube. Și-a uitat cineva, cred că cineva asiatic și-a uitat efectiv și YouTube-ul conectat, săracă. Uitați-vă, are numai chineză pe aici, hai să-l căutăm pe Medi, să apară Medi și lăsăm. Așa și plecăm, gen, o să închid totul și o să plec. Uite aici, frumos, Meitanu. Și clipul ăsta trebuie neapărat să vă dați el dacă nu v-ați uitat. Zbor la Paris pentru croissant și mă întorc, are doar 32.000 de vizionare în 4 zile. Și efectiv cel mai tare vlog care l-am filmat. Ăsta e să-i zbatem pe ăsta, nu o să-l apăs. Apasă să-l scrie aici, să-l apeși doar în caz de urgență. Eu nu sunt într-o urgență, așa că nu prea ar fi de bună să-l arăt. Ok, door lock ăsta. Ok, și mi-a blocat ușa asta, gen. Vedeți că auzi să apăs door lock? Și se blochează ceva, gen. Mirror light. Ok. Oh, nu știam. N-am înțeles până acum, uitați-vă. Dau așa ei cu touch. Mirror light. Și-o dau un blană, vere. Asta cred că tot... Asta e sailing light. Așa trebuie să arate. Bro. Bro, cât de tare. Și ăsta e wake up light. Uite, îl dai la maxim sau încet? Doamne, cât de tare! Merită 2.500.000 toți banii, gen. Merită efectiv toți banii mei, ciudă că nu mi-a luat toate zilele aici. Eu am fost Medi, cam asta a fost cu episodul. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoadele astea interesante, nu uitați să rupeți vreo așa și like. Spuneți-mi dacă mai vreți vlog-uri din Viena neapărat. Bă, iubesc, mersi pentru anul ăsta. Dacă nu, aici se termină anul cu clipul ăsta. Love you!